Costi Ioniță este de părere că plata folosind cardul bancar va aduce mai multe probleme la nivel mondial decât mulți ar fi crezut. De aceea, într-un videoclip postat pe platforma TikTok, artistul i-a încurajat pe români să plătească cash în cea mai mare parte a timpului. De curând, Costi Ioniță a distribuit un videoclip în care le împărtășește fanilor părerea sa despre felul în care evoluează lucrurile pe plan economic, dar și de ce nu ar fi bine ca oamenii să folosească mai mereu cardul bancar. Cei drept, postarea nu a putut trece neobservată și a stârnit mai multe comentarii, mulți dintre cei care au văzut videoclipul fiind de acord cu ceea ce a povestit artistul. Cu toții știm că este mult mai ușor să folosești cardul bancar atunci când ești la cumpărături. Obiceiul s-a răspândit rapid, fiind mai degrabă varianta comodă pe care o aleg mare parte din oameni. Doar că, în opinia lui Costi Ioniță, acest lucru aduce cu sine un dezavantaj, despre care spune că se poate răsfrânge asupra tuturor, mai exact cu o posibilă problemă la nivel macro, pe care artistul o numește control. Costi Ioniță este de părere că odată ce numărul plăților cu cardul le vor depăși pe cele cu cash, treptat, banii vor fi scoși din format fizic, eveniment care va atrage cu sine și o serie de consecințe negative. În momentul în care plățile cu cardul le vor depăși pe cele cu cash, vor scoate banii din circulație și vor spune că nu mai este nevoie de banii fizici și atunci va începe jihadul, controlul perfect al populației și nici de cum al banilor negri, despre care spun ei, de fapt. Fraților, plătiți cât mai mult cash ca să rezistăm, a povestit Costi Ioniță, într-un videoclip postat pe TikTok.